Apariția coronavirusului a dat peste cap viața tuturor și în ultimii ani de zile, întreaga populație a trebuit să se adapteze la noi situații, precum purtarea măștii sau statul în casă. Psihologii spun că aceste schimbări au lăsat urme și printre cei mai afectați au fost copiii, adolescenții și tinerii sub 18 ani. În același timp, categoria cea mai puțin afectată de pandemie este cea a micuților sub 4 ani. Cei până în 4 ani nu au fost afectați foarte mult, pentru că ei, văzând realitatea într-un anumit fel, au început să se adapteze acelei realități, neavând cu ce să facă alte comparații. Și atunci, am foarte mulți copilași mici care vin la mine și care integrează în jocurile lor masca, vaccinul, statul acasă, să zicem așa, că mami stă mai mult acasă sau lucrează de acasă. În cazul copiilor între 5 și 12 ani, psihologii spun că deja au început să apară primele probleme din cauza pandemiei. Părinții s-au confruntat cu situații în care micuții au fost mult mai retrași și nu au mai vrut să meargă fizic la școală sau la grădiniță. În cazul lor, statul acasă s-a transformat într-o teamă de a părăsi confortul locuinței unde se simt în siguranță. Deja aici încep să apară problemele, în sensul în care copilașii nu-și mai dezvoltă atât de bine limbajul, nu-și mai dezvoltă capacitățile de comunicare efectivă și de socializare și, din păcate, au impresia că e mai bine să stea acasă și să nu iasă în societate. Așa cum s-a învățat în online și a fost și grădinița online, am avut multe cazuri în care copiii acum, în septembrie, au refuzat să se mai ducă la școală, da, în clasele mici, sau la grădiniță. Nu li se mai părea normal, da, și își puneau întrebarea dacă s-a putut așa și avem, să zicem, confortul casei, de ce trebuie să mai ieșim acolo și să facem anumite eforturi. În cazul adolescenților și al tinerilor sub 18 ani, pandemia a dus la accentuarea dependențelor de mediul virtual, dar și de fumat sau alcool. Din cauza faptului că ei nu s-au mai putut întâlni cu grupul de prieteni pentru a socializa, au apărut și stări de depresie sau de anxietate. Cei care sunt trecuți de 12 ani până în 18, să zicem așa, au început să fie depresivi, pentru că ei au foarte mult nevoie de sprijinul celorlalți. Simt emoțional negativ faptul că nu se mai întâlnesc cu prietenii, că nu mai pot să stea de vorbă. Normal că stau de vorbă pe rețele de socializare, dar nu mai este același lucru. Au crescut dependențele de realitatea virtuală, din păcate dependențele de fumat, alcool în anumite cazuri. În același timp, psihologii spun că au crescut și cazurile de violență domestică asupra copiilor în timpul pandemiei. Acest lucru se datorează faptului că și părinții, la rândul lor, nu au mai știut să gestioneze situația grea prin care au trecut. Din cauza frustrărilor acumulate în urma pierderii locului de muncă, de exemplu, adulții au început să fie mult mai exigenți cu copiii sau chiar mai violenți cu ei.